de important să nu uităm, să nu uităm pe cei care s-au făcut vinovați de evenimentul din 7 aprilie. Datorăm acest lucru victimelor din acea zi, datorăm acest lucru persoanelor care au decedat, Valeriu Boboc, Ion Țibuleac, o datorăm tinerilor care au fost maltratați în comisariate și nu în ultimul rând ne-o datorăm nouă, dacă dorim să ajungem să trăim într-o țară în care torționarii, în care cei care nu respectă legea, nu se află în funcție de conducere. Aș vrea să începem flashmobul de astăzi cu un minut de reculegere, în semn de solidaritate pentru cei care au fost bătuți în comisariate și în amintirea celor care au murit. Înainte de a-l întinde, trebuie să conectez. Okay. În 1988, împreună cu mai mulți colegi de facultate, eram tineri și am ieșit la o primă pichetare împotriva tezelor Partidului Comunist al Republicii Moldova de pe atunci. Nu cred că eram vreo 15, eram mai puțin. În 2009, toată piața și acest scoar era plin. Aici erau peste 15.000 de persoane. Am fost aici și o bună parte din timp chiar am stat aici pe scări, încercând să-mi contactez fiul pentru că îmi făceam griji. Erau aici copiii noștri, cei care votaseră pentru prima dată și care fuseseră furați. Astăzi eu sunt aici pentru că nu vreau ca nepoții pe care o să ajung să-i am vreodată să mai fie furați și nu vreau ca să vorbim în rând cu toți. Nici în ceea ce a fost făcut până acum nu este inutil dacă suntem astăzi prezenți aici, dacă ne amintim de cei care au îndrăznit să ridice capul, de cei care nu s-au temut, de cei care, chiar dacă apoi au fost maltratați, judecați direct în beciuri. Trebuie să ne amintim de ei și să le urmăm exemplul atunci când este cazul să spunem nu celor care fură, celor care mint, celor care pradă, celor care sunt în funcție și până astăzi. Și de aceea cred că este timpul să nu ne mai temem. 7 aprilie trebuie să fie o zi în care toată lumea să fie cu capul sus și să nu ne mai temem. Liviana Nicolaescu. Să cred că mai sunt oameni.